Mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a dăruit până în momentele acestea și zicem Domnul să binecuvinteze și fanfara, să binecuvinteze Domnul cântăreții și să-l binecuvinteze și pe fratele Gabi. Din Fapte, din capitolul 10, aș vrea să aduc și eu alături de ceea ce ați auzit de la prea iubitul frate Gabi, 3 jumătăți de adevăr despre mântuire. 3 jumătăți de adevăr despre mântuire și aș vrea puțin să clarificăm ce înseamnă asta, ce înseamnă o jumătate de adevăr. Cineva spunea că o jumătate de adevăr este egal cu o minciună întreagă. O jumătate de adevăr egal o minciună întreagă și să știți că este foarte adevărat lucrul acesta. Adevărul întreg este adevăr curat, pur, sănătos. Dar dacă noi luăm părți din adevăr, acesta ne poate amăgi în așa fel încât ne putem rătăci și nu ne mai putem regăsi niciodată pe calea adevărată. Diavolul, de fapt, fraților și surori, este maestrul acesta al jumătăților de adevăr. De aceea Biblia numește pe Satana tatăl minciunii, tatăl minciunii. Și amintiți-vă cum a mers diavolul în fața primilor oameni, în fața părinților noștri, Adam și Eva. Și a mers diavolul și a început să le spună, știți care e problema? Lui Dumnezeu nu-i place. Nu-i place lui Dumnezeu ca să vă facă ce? Să fiți ca Dumnezeu. Asta a fost adăugarea lui diavolului, a fost jumătatea lui, a pus minciunica lui lângă adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus, în ziua când veți mânca, veți muri negreșit. Și diavolul a venit și a zis, vi se vor deschide ochii. A fost o jumătate de adevăr, li s-a deschis ochii, nu? Dar lângă jumatea asta de adevăr a plasat și minciuna lui. Veți fi ca Dumnezeu. Ei n-au putut să fie și omul nu poate să fie niciodată ca Dumnezeu. Niciodată. Ori diavolul este acest maestru. Amintiți-vă la Domnul Hristos, când a venit diavolul și a vrut să-l facă, să-l provoace să se sinucidă. Vă dați seama până unde a mers obrăznicia Satanei? I-a zis diavolul Domnului Hristos, știi ceva, în Biblie, în Psalmul 91, nu i-a dat că în Psalmul 91, dar a citat clar de acolo. Scrie acolo că Dumnezeu va porunci îngerilor săi să te păzească și ei vin și te țin pe mâini. Aruncă-te dar de aici, de la streașina templului. Ei, fraților și surori, uitați-vă puțin. Dacă noi vom lua Psalmul 91 și îl vom citi, ne vom da seama că protecția divină ne este destinată. În calea relelor care se pun la cale în contra noastră, dar nu trebuie noi să ne facem rău, nu trebuie noi să ne aruncăm în gol, nu trebuie noi să ne aruncăm în gura lupului. Era un frate în județul Bistrița, Năsăud, și s-a dus cineva și cu Biblia, vedeți, ca și diavolul, că sunt oameni diabolici și astăzi. S-au dus la el și a citit din Biblie și a zis, uite ce scrie în Biblia voastră a pocăiților, dacă veți bea ceva de moarte, nu vă va vătăma. Uite aici, ți-am adus un pahar de otravă, îl bei sau nu-l bei? Hai, demonstrează! Și a zis, fratele, omule dragă, dacă tu nu-mi ziceai ce-i în pahar, și poate că mă înșelai cumva și aș fi sorbit o gură, Dumnezeu m-ar fi păzit, dar eu am minte și eu mă pot păzi singur acum că mi-ai zis că e o travă. O vărs pe pământ, du-o de aici, nu-mi trebuie o travă, eu nu beau o travă, că Dumnezeu nu de aceea m-a pus în lumea asta să beau o travă. Vedeți, fraților și surori, atunci când vine diavolul cu jumătățile lui de adevăr, atunci atât ai de periculos lucrul acesta, ca și diferența dintre bine și aproape bine, ca și diferența dintre mântuit și aproape mântuit, ca și diferența dintre credincios și aproape credincios, ca și diferența dintre rai și aproape rai. Nu-i chiar raiul, te-ai dus pe lângă și ai ajuns în altă parte. Vedeți? Și de aici, din textul nostru, aș vrea să extragem, uitați-vă în favoarea ceea ce am amintit, 1 Ioan, capitolul 4:6, acolo vorbește Duhul Domnului prin evanghelistul iubirii, prin Ioan, că trebuie să cunoaștem, să diferențiem Duhul adevărului de Duhul rătăcirii, fraților. Și bine spunea fratele Gabi, și trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Oameni care au venit și au stăruit serile trecute aici, înaintea lui Dumnezeu, și Domnul poate a pus sigiliul pe ei și i-a botezat cu Duhul Sfânt. De ce unii dintre ei sau dintre noi, nu vreau să mă exclud, de ce unii dintre noi considerăm că botezul Duhului Sfânt, vorbirea în altă limbă, e capăt de linie? Când de fapt din momentul în care Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, mie mi se deschid orizonturile, eu încep să trăiesc mai profund, să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, să citesc Biblia mai mult, să mă rog mai mult, să mă adâncesc mai mult în relația mea cu Dumnezeu. De ce să consider că asta e un capăt de linie? De aici înainte, lăudat să fie Domnul că o să mă răpească, las toată lucrarea Duhului Sfânt deoparte, mă duc în calea mea și fac eu ce vreau cu viața mea. Și undeva la capăt de drum, cum s-a cântat aici, la capăt de drum, o să zic: Doamne, acum e momentul să mă mântuiești, să mă răpești, să mă duci cu cei sfinți acolo, în cerul tău preasfânt. Dar de ce, măi, omule? Pentru că într-o zi am vorbit în altă limbă, dar n-au mers unii la Hristos în ziua judecății și nu i-au spus, spune Domnul: Doamne, n-am prorocit, uite că și-au făcut mai mult decât o vorbire în limbi, încă au prorocit. Dar n-au mers unii și au zis: Doamne, am scos noi draci în numele Tău? Și de ce Domnul le-a spus: plecați de la mine că nu vă cunosc, că voi sunteți lucrătorii fără de legii? De ce? Știți de ce? Pentru că oamenii cred jumătăți de adevăr. Haideți să ne uităm puțin în textul nostru și să vedem despre ce este vorba. Prima jumătate de adevăr pe care o extrag din versetul 1 și versetul 2 din Fapte 10 este aceasta: faptele contează, faptele contează. Și mulți vin și spun: Domnule, trebuie să ai fapte bune. Ok, sigur, trebuie să ai fapte bune, faptele contează, e extraordinar, dar asta e numai jumătate de adevăr, numai jumătate de adevăr. Uitați-vă ce spune despre omul acesta. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită italiană. Asta e CV-ul lui, să zicem. Nu avem mare probleme cu CV-ul lui, frumos, da. Dar uitați-vă la versetul 2. Deci aici ni se arată faptele care contează. Omul acesta era cucernic, adică evlavios, smerit în altă traducere. Era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, făcea multe milostenii, se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Deci observați, evlavios, frică de Dumnezeu, temător de Dumnezeu, darnic, făcea multe milostenii, rugativ, se ruga. Extraordinar, măi, ce fapte are omul ăsta. Și noi venim și extragem de aici ideea și spunem: da, faptele contează. Știți care e problema? Trăim într-o societate a relativității. Totul ni se pare că este relativ. Totul, totul, chiar și adevărul. Asta e marea durere și marea problemă. Chiar și adevărul consideră oamenii că e relativ. Vine cineva și spune: măi, ca să fii mântuit, trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos, să fii născut din nou, să-L cunoști pe Domnul în interiorul tău, să locuiască Hristos în tine și Hristos în noi, nădejdea slavei. Într-o zi Hristos te va răpi. Și noi acceptăm lucrul acesta, că ăsta e adevărul 100% al Bibliei. Dar vin unii și spun: de unde știi că e chiar așa? Dar prin Buddha nu poți să fii mântuit. Atingi perfecțiunea, atingi nirvana. Du-te, măi, și tu la Confucius. Du-te la altul, du-te la altul, du-te la altul, te ajută. Allah, Mahomed, marele profet și așa mai departe. Și noi venim și spunem, nu domnule, adevărul e 100% adevărat, pur, asta e adevărul, noi nu putem să-l luăm adevărul și să-l diluăm, că asta înseamnă până la urmă un adevăr spus pe jumătate, e o minciună întreagă. Și uitați-vă chiar și la sistemul de învățământ, în special sistemul de evaluare din învățământul universitar, preuniversitar, nu contează care învățământ. Astăzi se merge mult pe evaluare comparativă. Dacă vine cineva, să zicem, la o lecție de religie și dă extemporal, și în extemporalul lui, unul dintre 30 scrie în următorul lucru: era un om bun care făcea ceva bun. Numele lui era Corneliu. Și gata. Și asta să zicem că e cea mai bună lucrare de la materia religie și dai 10, că e cea mai bună. Dar comparând-o cu ce scrie în Fapte 10, ar trebui să-i dai 2 sau 3 sau 4, în cel mai fericit caz. Dar el a făcut cea mai bună lucrare. Și ca să n-ai probleme cu directorul, cu sistemul, că ne depunctează și ieșim din schemă, nu? Universitatea Dimitrie Cantemir iese din schemă dacă nu se mișcă repede, acum. Și aici, ca să fii ok și în fața directorului, a părinților, a sistemului de învățământ din România, tu îi dai 10 la unul din acesta. Și vine altul care poate copiază de la el și spune așa: era un om bun care căuta, dar nu mai zice ceva, ultimul cuvânt, și ăsta îi dai 9. Și vine altul și zice: era un om bun, ăsta îi dai 8. Era un om, îi dai 7. Și tot așa merge. E sistemul comparativ din învățământ. Sunt alții care în învățământ merg pe metode cantitative. Era un student în anii trecuți care s-a dus și știa că profesorul lui la istorie așteaptă să vadă cantitate. Și-o scris acolo, zice, fratele Tipei, o scris el, vă dați seama, s-a dus să se întâlnească cu cutare personaj din secolul XVII, ca să-i scrie nu știu ce pentru cultul penticostal. Și-o scris băiatul ăsta, o scris, vreo 6 pagini și-o dat 10, domnule, nici nu i-a citit profesorul extemporalul lui lecția, și-o scris el acolo, nici nu i-a citit, i-o dat 10, că s-a uitat câte pagini i-a scris. Problema nu e asta, că nu facem aici critica sistemului de învățământ din România sau din lumea întreagă. Problema e la noi e problema. Pentru că noi, vedeți, mergem în fața unor oameni ca și Corneliu și spunem: domnule, ce-i cu un om ca ăsta? E smerit? Da. E frică de Domnul? Da, ăsta nu face prostie, ăsta numai lucruri bune face. Face milostenie, ajută pe alții? Da. Se roagă? Da. Păi ăsta-i mântuit, domnule. Cum să fie mântuit, oameni buni? Uitați-vă aici că n-a putut să fie mântuit pentru că a trebuit, și deja mergem mai jos și mai departe. Uitați-vă musulmanii, ei spun în felul următor că la sfârșitul veacurilor vor apărea 2 îngeri care au înregistrat faptele noastre și dacă o să avem mai multe fapte bune decât alea rele, vom ajunge în paradisul profetului. Vin martorii lui Jehova. De ce merg și bat din ușă în ușă și vorbesc despre regatul care are să vină? Pentru că ei cred în mântuirea prin fapte. Și așa mai departe, mormonii și alții și alții și alții. Și acum mergem la 100% adevăr, nu la jumate de adevăr, la 100% adevăr. Faptele contează, sau faptele bune contează, însoțite de credință. Amin? Amin. Fraților, asta e altceva. Asta e adevăr complet. Uitați-vă aici ce spune în Fapte, în capitolul 10. Corneliu ajunge să creadă adevărul acesta. Faptele contează și faptele astea trebuie să fie însoțite de credință. Și credința, spune Romani capitolul 10, vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă la predica pe care o rostește Petru în casa lui Corneliu. Îl pune pe Hristos în centru. Îl arată pe Hristos ca și conținut al revelației Vechiului și Noului Testament, ni-l arată pe Hristos ca mântuitor, ca domn, ca vestitor al mântuirii, ca vindecător, ca eliberator Și uitați-vă ce spune, el arată pe Hristos și ca judecător, versetul 42. Iisus ne-a poruncit să predicăm norodului, să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Și mai mult decât atât, Iisus este Cel care îți iartă păcatele. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Ei, credința a intrat în inima acestor oameni. Și pe loc spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul și toți credincioșii tăiați împrejur. Petru mai avea 6 martori, spune în următorul capitol. Toți, Petru cu 6 martori, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Și atunci Petru zice, se poate opri apa? Noi vedem că oamenii ăștia au avut fapte, dar vedem că au și credință. Și dacă au credință plus fapte, credința fără fapte e moartă, spune Iacov, dar credința împreună cu faptele ne duc la mântuire. Credință în Hristos, credință în jertfa lui Hristos, credință în moartea lui Hristos, credință în iertarea lui Hristos, credință în justificarea lui Hristos sau justificarea noastră prin Hristos înaintea lui Dumnezeu, asta e credință, dar dincolo era fapta. Și astea două ne duc la mântuire. E un adevăr complet acesta. Al doilea adevăr spus pe jumătate. Al doilea. Revelațiile contează. Și de adevăr, dar tot cam jumătate. Revelațiile contează, uitați-vă. Câte elemente de revelație are Corneliu de la versetul 3 în jos. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie. Ce? Era un înger, uitați primul element. Al doilea, îi cunoștea numele. El i-a zis Corneliu. Al treilea, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Al patrulea, trimite niște oameni la Iope. Al cincilea, este acolo unul Simon zis și Petru. Al șaselea, găzduiește la un om. Omul este numit Simon Tăbăcarul, este al șaptelea, cărui casă este lângă mare. Uitați, al optulea, acela îți va spune ce trebuie să faci. Aproape 10 adevăruri verificabile într-o revelație. Și asta era revelația lui Corneliu și a fost clare. Exact s-a împlinit ceea ce a văzut. Și totuși revelațiile nu te mântuiesc, frate și soră. Nu te mântuiesc. Nu mă mântuiesc revelațiile. Și se poate să fi avut o experiență aici, în seriile astea, sau poate acasă. Și totuși revelațiile nu mă mântuiesc. Strict revelațiile nu mă mântuiesc. Nu. Cunosc un om și am fost la el de câteva ori și vreau să mă mai duc. El, dacă te duci și îl provoci, îți povestește cum a fost ridicat de Duhul Sfânt undeva la jumătate de metru deasupra pământului și a stat acolo, nu știu cât, multă vreme. Zicem, puneam așa mâinile pe sub genunchi, simțeam cum trece aerul pe sub genunchii mei și omul ăsta acum este căzut. E căzut de la pocăință, omul ăsta nu se mai poate pocăi, e împietrit. Și mă duc și spun, te rog frumos, vino la biserică, ai o vârstă, vei muri, vei pleca din lume, unde te duci? Și nu știe ce să facă, e debusolat și totuși a avut o revelație. Mi-a povestit un prieten că tatălui a fost luat în zona Timișoarei, dus în fața securității. Și securitatea i-a zis, dai declarație, ce se face în casa ta, ce se face la biserică și voiau să-l închidă. Și el s-a rugat în mintea, în inima lui și a zis, Doamne, dă-mi Tu ceva. Și a început să audă o voce care îi spunea, scrie așa. Și a început declarația și i-a dictat Duhul Sfânt și i-a dictat-o. Duhul Sfânt i-a spus tot. Și când au citit oamenii aceea declarația, nu i-au mai putut face nimic pentru că a fost redactată de Duhul Sfânt în așa fel încât n-au avut ce să-i bage de vină. Și l-au scos afară și l-au trimis de acolo. Și omul acesta a sfârșit și a sfârșit viața rău de tot, afară din biserică. Dar e posibil lucrul acesta? Da. Pentru că știți ce înseamnă? Dacă noi ne luăm numai după revelații și nu ne agățăm de ceea ce rămâne, temelia tare a lui Dumnezeu este aceasta și rămâne nezguduită și are o pecete. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui și cine rostește numele Domnului se depărtează de fără de lege. Sfințenia lui Dumnezeu, fraților, asta e importantă. Doamne, ajută-ne să trăim sfințenia și nu putem trăi decât pe baza cuvântului. Stăm și suntem într-o vreme în care se falsifică lucrările lui Dumnezeu. Am văzut cu ochii mei filmări în care oameni merg și suflă în mările altora și îi sar din sicriu. De unde știi tu că au fost morți sau au fost viu? De unde știi tu că nu s-a făcut un trucaj? Am văzut filmări în care se roagă apostolul cu tare, că acum și apostolițe sunt și apostoli de ăștia de ai diavolului, se roagă și intră îngeri în adunare, dar sunt niște tronuri așa de lumină, sunt niște lucruri care nu știi dacă sunt palpabile și chiar dacă ar fi palpabile și chiar dacă ar intra îngeri de lumină în biserică acum și dacă n-ar veni Domnul îngerilor, noi nu ne trebuie îngeri, noi îl vrem pe Domnul îngerilor. Fraților, ascultați-mă, oamenii aleargă astăzi după senzațional, dar nu aleargă după Hristos, după sfințenie, nu caută odăița, nu mai caută să stea acolo și să agonizeze în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, nu mai caută Biblia să o citească. Știți cum o citeau bătrânii Scriptura altădată? Pe genunchi, stătea pe genunchi și citea Biblia, așa o citeau altădată, dar noi astăzi alergăm după senzațional. Revelația contează, da, contează, dar nu-i suficient. Revelațiile contează însoțite de transformarea inimii, de o inimă transformată. Uitați-vă aici, vine Duhul Sfânt, se coboară, îi curăță, îi transformă și în momentul acela se produce o schimbare, o transformare majoră și oamenii ăștia îl iubesc pe Dumnezeu. Al treilea adevăr, predicarea contează. Dar predicarea trebuie să fie însoțită de Duhul Sfânt. Așa cum spunea fratele Mircea aici, 3000 de oameni la o predică, avem 3000 de predici eventual la un om. Și Dumnezeu așteaptă de la noi ca predicarea să fie însoțită de Duhul Sfânt și de putere, fraților. Nu la îngeri li s-a dat darul ăsta de a predica. M-am mișcat, m-am marcat mult. Am citit undeva, un păstor se ducea pe drum, era la volan și a auzit o voce și a zis: întoarce-te și intră în parcul pe lângă care ai trecut. Doamne, dar mă grăbesc, trebuie să ajung acolo. Nu, întoarce-te și intră în parc. A oprit mașina, a intrat în parc. Imediat a venit alergând la el un om cu mâinile întinse așa și cu fața răvășită și speriat. Și a zis: spune-mi ce să fac. S-a uitat la el: dar ce să faci, domnule? Zice: domnule dragă, eu eram acolo, în partea cealaltă a parcului, am vrut să mă sinucid, să mă arunc într-o apă. Și ai venit dumneata și mi-ai zis să te aștept, să te caut la capătul parcului, că îmi zici ce trebuie să fac. Omul ăsta și-a dat seama că un înger care a luat înfățișarea lui a fost acolo, lângă apă, și nu l-a lăsat pe omul ăla să-și ia viața. De ce nu l-a lăsat Dumnezeu pe înger să-i predice Evanghelia lui Corneliu? De ce nu l-a lăsat pe îngerul de lângă apă să-i predice Evanghelia la omul ăla ce voia să-și ia viața? Știți de ce? Îngerii nu simt dulceața iertării. Îngerii, pentru ei n-a murit Hristos. Hristos a murit pentru păcătoși, dintre care cei dintâi sunt eu, fraților. Și eu trebuie să mă duc să le spun vestea bună la oamenii ăștia care se pierd ca și mine, în păcat și în pierzare. Eu ca om așteaptă Dumnezeu de la mine să mă duc să-i spun: mă, omule, trebuie să-L cunoști pe Cel care mi-a luat povara păcatelor, pe Cel care m-a iertat, pe Cel care m-a vindecat, pe Cel care m-a eliberat. Numele Lui e Iisus. Predicarea contează, dar trebuie să fie însoțită de prezența Duhului Sfânt, care vine și energizează totul, care aduce omul pe genunchi la pocăință, care îl transformă, care face eficient sângele lui Hristos pentru omul care stă acolo și agonizează, care îi spune, hai rogă-te, că acum te iartă Dumnezeu, care vine și dă siguranța și omul se ridică plin de bucurie de pe genunchi. Aleluia, m-a iertat Dumnezeu, m-a salvat Hristos, mi-a șters păcatele, din momentul acesta sunt un răscumpărat al lui Dumnezeu. Dar asta o face Duhul Sfânt și predica omului. Predica contează, dar neapărat trebuie să fie însoțită de Duhul Sfânt. Acestea sunt 3 jumătăți de adevăr. Nu rămâneți, fraților, la jumătăți de adevăr. Nu rămâneți numai la fapte, faptă și credință, Domnul să ne ajute. Nu rămânem numai la revelație, trebuie să fie revelație și lângă ea trebuie să fie ceva practic, transformarea interioară. Nu rămânem numai la predică, predica însoțită de prezența Duhului Sfânt și Domnul să ne ajute la aceasta, amin.